Suntem la ordinea de zi, o intrare așa în forță, bruscă. Asta mulțumită colegilor din regie, dar asta nu e nicio problemă. Începem, să zicem, știrile de astăzi cu pățania lui Lăzăroiu. Știți, vorbeam acum într-o seară de fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu, un individ, cum să vă zic, uns cu toate alifile, dar care din când în când mai spune și lucrurilor pe nume. Ne-a mai spus el și cu albă ca zăpada, partidul ăla care a ieșit cum a ieșit și a cam dispărut, dar asta e altă treabă. Însă vreau să vă spun că când are dreptate, îi dăm cezarului cei al cezarului. E o poveste cu baxișul ăsta al guvernului, cu impozitarea baxișului. Și iată întâmplarea și o comentăm după. Lăzărul a cerut o bon fiscal la o comandă de pizza, până la urmă mergând la firmă să ia bon. Și iată ce a ieșit, iată povestea sa. În seara asta, era vorba de aseară, în seara asta mi-am propus să testez pe bune măsurile lui Orlando, Orlando fiind ministru de finanțe, da? Am sunat la pizza. Mi-a zis că vine în aproximativ 40 de minute. A venit cam în 50 de minute. I-am dat băiatului 25 de lei pentru pizza și 5 lei să aibă bani de buzunar. I-am zis, Trebuie să-mi dai bon pentru ăștia 5 lei și ministrul finanțelor zice că trebuie să vin cu tine la firmă. Râde. Eu îi zic că e treabă serioasă, vreau să merg la firmă să-mi dea bonul care ne leagă, că ne leagă ăștia pe amândoi. Zice, ok, îl întreb dacă e cu mașina. Zice că nu e, e pe scuter. Ok, iau un taxi, uh, îmi, dă, îmi dă adresa, Sun la taxi, vine taxiul, mă costă 8 lei. Îi las 2 lei și taximetistului, dar îi cer bon pe ei. Zice că trebuie adaptate aparatele, că n-are de unde. Ok, aștept mă. Intru la pizza și cer bonul pentru 5 lei. Îl iau. 80 de bani se duc la Orlando. Mă întorc la taxi și zic că dacă nu mai uh, nu-mi dă bon pe baxiș, ne leagă pe amândoi. Îi zic că ar trebui să mergem la firma lui. Mergem acolo, primesc până la urmă un bon. Taxiul mă duce până pe urmă acasă. Drumul cu totul, 35 de lei. Au trecut două ore de când am comandat pizza intru un casă relaxat și mănânc o pizza rece de 65 de lei, a scris Lăzăroiu. Știți care e problema? Are dreptate. Deci, asta cu, cu impozitarea bacșișului rămân la părerea că este cea mai mare aberație care s-a născut în ultimile, în ultimile luni și o să ajungă o măsură în care se va face mișto la greu și de guvernanți și de politicieni în general și mai cu seamă de ministru de finanțe care trebuie să o aplice, că e moștenire de la Vâlcov, dar Vâlcov de acolo din de la Mititica nu poate aplica și atunci l-a lăsat pe pe actualul ministru de finanțe, care vrând nevrând s-a trezit cu un cartof fierbinte și încearcă să, să o aplice. Dar, iată, și apropo de, de întrebări, mă întreba cineva într-o seară, tot comentând pe seamă cu Baxișu, domne, știți că acum se vor impozita și banii de la nuntă. Și acum cine, dă, cine eliberează bon fiscal? Cine plătește impozitul? În fine, sunt multe alte chestii care, până la urmă, sunt de râsul plâns în România, dar asta cu Baxișul, eu cred că a fost cea mai, cea mai trăznită idee a guvernanților și refuză, cred că se va aplica acolo. Adică, în momentul când tu la o pizza, de fapt, plătești 3 ca să ții bon, ca să intre la stat un leu, mai bine ori te înțelegi cu ăla că n-are ce să-ți facă, să zicem, autoritatea, ori dacă nu, asta e. Dar vă spun că până la urmă lucrurile se vor reglementa de la sine și vor trece tot pe lângă, că doar suntem români. Iar ca orice român care se respectă știe și cum să ocolească legile sau legile în România pentru asta sunt făcute ca să fie mai, mai ocolite așa. Deci, când are dreptate, are dreptate maestru Lezeroiu. Trebuie să-i mai dăm și lui câteodată dreptate, pentru că, vedeți, mai spune și lucrurilor, lucrurilor pe nume. Dar asta a fost doar o simplă întâmplare. Sunt, sunt și alte știri. De fapt, aceasta nu e nicio știre, e undeva de a face haz ne cazul ce se întâmplă în România la acest uh, moment. Uh, acum uh, vreau să vă spun că uh, de neauna a luat vacanță, bineînțeles, astăzi a ajuns pe la, pe la Botoșani, unde i-a sălta pe șeful inspectoratului de poliție județean, comisar șef Cristian Cucoreanu, care a și fost dus la audieri pentru abuz în serviciu și multe altele. De asemenea, să știți că au început, au început să fie luați și magistrații. Direcția Națională Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a judecătoare Eugenia Carmen Marinescu, acuzată de luare de mică, mită, trafic de influență, spălare de bani. Știm deja cazul. A fost mediatizat foarte, foarte bine la un la un anumit uh, moment. Uh, astăzi ne-a mai surprins uh, două lucruri. De fapt, astăzi mi-am propus să vorbesc mai mult despre cardul de sănătate care iată că a blocat sistemul sanitar. Era ceva de așteptat, orice lucru nou la noi blochează orice. Dar înainte de asta, să vorbim puțin de maestru Sorin Oprescu, primarul capitalei, cel care până acum uh, Câteva luni era în și pentru alte lucruri. Iată ce declară el, anunțat azi, azi într-un interviu acordat ziarului financiar, ce a decis cu privire la o nouă candidatură la primăria Municipiului București. Sorin Oprescu a declarat că va candida pentru un nou mandat și că dorește să termine proiectele pe care le-a promis bucureștenilor. Ia a liniștit pe mulți care așteptau și era așa, știți, persoane foarte informate. Oprescu se retrage, Oprescu are nu știu ce, Oprescu nu știu cum. Iată că Sorin Oprescu vrea să continue. Spre deziluzia unora. Cităm, deocată vreau să termin ce le-am promis bucureștenilor. Voi candida pentru un nou mandat, am o ambiție în mine să termin tot ce am început, inclusiv vreau să fac și inelul median de nord, autostrada suspendată și inelul periferic. A spus primarul capitalei Sorin Oprescu într-o într emisiune de pe ziarul financiar .life. Acum vreau să vă spun ca toate ziarele care se respectă, toate și-au făcut și și au pus și camere de televiziune, avem și, film, avem și, filmat ce vedem pe presa scrisă, pentru că asta cere telespectatorul. De fapt, o idee care noi am îmbrățișat-o de mai mult timp și pentru săptămânalul vertical, aceea de a avea subiectele importante să fie promovate de pe print, pe, de pe printul de la vertical sau de pe site-ul de la vertical, pe imagine la insat TV. Dar asta este cu totul o altă problemă. Cum vă spuneam, tot românul are o problemă și încă una, și încă una mare. Sistemul sanitar. Și l avem, o avem atât de mare problemă pentru că cum am dau, o cum am face-o, cum am da o nu suntem în stare nu, să, gestim, să gestionăm o asemenea situație. O aplicăm de la 1 mai, dar e o problemă, în primul rând, că sistemul este făcut pentru o funcționare normală și noi ne-am repezit toți de parcă sute de mii de români ar fi avut brusc o problemă de sănătate, tocmai luni, pe 3, asta e o primă problemă, pe de altă parte, ca orice investiție românească, ea are și hibe, sau da bani mulți, calitate slabă și de aici toate problemele. Dar să vedem, să vă prezentăm o situație. Lipsa de informații, panica și dorința retrăirii statului la coadă a făcut ca introducerea cardului de sănătate să fie văzută drept o adevărată problemă a sistemului de sănătate. Oameni panicați de faptul că nu-și vor lua rețetele sau repezi la casele de asigură, ce vă spuneam, să judice cardul de sănătate, iar medicii plin de zel pun sub semnul uh, întrebării introducerea cardului de sănătate. Ceea ce vedem atât este o consecință a introducerii unui nou sistem dacă ne aducem aminte, și când a fost introdusă rețeta electronică. La fel au existat probleme și s-au ridicat tot felul de semne de întrebare cu privire la modul în care va funcționa. La fel ca și acum panica se instaurase. La acest haos, dacă e să-l astfel, a contribuit în mare măsură lipsa informării sau dezinteresul venit din partea unor reprezentanței sistemului care probabil și-au pus laso că merge și așa. Panica a fost creată în rândul cetățenilor, s-a produs pentru că nu a fost explicat nouul mecanism al cardului de sănătate de către cei care aveau aceste atribuții. Nu au existat uh, campanii de informare suficiente. Această responsabilitate revenea atât caselor de asigurări cât și medicilor de familie. Însă cu toți s-au spălat pe mâini în cel mai pur spirit românesc și am ajuns la situații penibile în care cardurile de sănătate erau considerate drept carduri de credit, blocându-se astfel bancomatele din țară. Măsura este una menită să civilizeze sistemul de sănătate din România. Însă se pare că este mult prea avansat pentru o țară în care un lucru nou produce isterie. Cozile de la case de asigurări de sănătate arată din nou spiritul de turm al românului. În loc să se informeze cu privire la cardul de sănătate, se duce să dea buzna la casele de asigurări. Președintele CNAS a explicat pe înțelesul tuturor modul în care funcționează noul sistem. Cetățenii care nu au primit cardul până la 1 mai trebuie să nu intre în panică, deoarece vor beneficia în continuare de servicii medicale. Verificarea calității de asigurare se va face prin introducerea datelor pacientului în sistem. Ai card, îl folosești, nu ai card, dar ai nevoie de un serviciu medical, îl primești și va fi decontat. Cam asta e logica în care funcționează în aceste prime zile. Dar cine să înțeleagă acest lucru? Nimeni. Așadar, cei care nu au card de sănătate se pot duce și în aceste zile să-l ridice. De asemenea, nimeni nu trebuie să meargă la medic special pentru a-și activa cardul. Inițializarea cardului se face odată cu acordarea primului serviciu medical. Astfel spus, asigurații pot păstra cardul neactivat și un an, și doi, dacă nu au nevoie să meargă la medic. Păi aici e problema domnilor. Că s-au dus zăbăucii ăia care nu aveau nevoie. Toți s-au îngrămădit să activeze cardul. Că dacă nu-l activează și vezi, doamne, că nu știu ce, nimeni nu s-a informat. Pe de altă parte, Lipsa de informații din sistem este, dar este de ce? Pe de o parte, medicii de familie refuză să facă orice serviciu neplătit și să vă spun, am mai avut eu meciuri cu medicii de familie și din Gor și din țară. Vreau să vă spun că mulți din medicii de familie nu-și merită, nu banii care îi primesc, nu-și merită salariul deloc, dar o să-i vedeți în momentul când li se cere să înregistreze pacienți. Sau noi nu facem asta, să fim plătiți pentru asta, nu suntem plătiți pentru chestii de acest gen. Și au devenit în ultimii ani un fel de rețetari. Cred că asta e cel mai bun termen, ca să știi o rețetă, să o iei cu reducere. Asta tot ce face un mediu de familie, nu numai în județul Gorj, în toată țara. Pe o, pe o, parte. Pe de altă parte, casele de asigurări trebuia să explice mai clar. Dacă, bine, cu un popor de tâmpiți care se duce să, să ia bani de pe cardul de sănătate, e greu să explici. Dar se putea face. Foarte rar, de, deși nici măcar în momentul când s-a încercat, să știți că presa a încercat să aducă persoane la televizor, și în presa centrală, și în locală, să aducă pe cei care se pricepeau la sistem, să explice cetățenilor. Deci vreau să vă spun că efectiv cei de la Casa de Asigurări aproape că au refuzat cam pe toată lumea. Ia uitați-vă și monitorizați în ultimile săptămâni de câte ori a, directorul al mare de la București, nu știu cum îl cheamă, a, ieri a făcut pe deșteptu într-o conferință de presă, de câte ori a ieșit în presă să explice el. A dovedit ieri că știe cum se, cu ce se mănâncă sistemul, dar trebuia să iasă să explice și el în emisiuni, trebuia să iasă, să iasă colegii. Apropo de ăștia de pe la Gorș, au mai venit medii să explice care au se pricepeau, dar cei de la Casa de Asigurări parcă lipsesc cu desăvârșire. E o problemă. Le e frică să apară în lumina reflectoarelor sau nu au nimic de spus? Păi poate au fost pu puși pe alte criterii decât cele de competență. Stai și te întrebi. E posibil și așa. În momentul când... Știți... Refuz să zicem o invitație la un post de televiziune. În momentul când tu apar din Paști în Crăciun și doar în emisiuni care să te întrebe dar ce părere aveți dumneavoastră despre că afară plouă, atunci ai o altă problemă apropo de director de instituție. Și de multe ori nu prea stăpâne sistemul, ai fost pus aparașutat acolo cu alte probleme, dar ne întoarcem la sănătate. Deci, cetățenii <coughs> n-au fost informați. N-au fost informați suficient. Pe de altă parte, noi avem problema aia, panica aia să intrăm, să ne năpustim, să stăm la coadă, indiferent. Știți, era bancul acela uh, care a circulat, era înainte de 89, dacă care se întâmpla, un cetățean se, apleacă, se razmă lângă un magazin în, uh, înainte de 89, e rău, se, ră, se razmă de zid în dreptul unui magazin, în 5 minute, fără să întrebe nimeni la acest la coadă, se face o coadă și asta dacă stă cineva la coadă, sigur are, are un motiv, are un motiv, are un motiv să o facă. Doar că iată că de data aceasta avem și situația în care uh, avem și situația în care uh, coada aceasta nu e a bună și vreau să vă spun un alt lucru, și am sesizat asta foarte mult, tot am fost acum uh, avem uh, am avut Drăgoeniu, va urma, vor urma Narcisele, apropo de aceste manifestări câmpenești la margine de Târgu Jiu, Dar se sizam de foarte multe ori pe litoral aceeași firmă, două magazine sau aceeași, chiar aceeași terasă, apropo de Drăgoeni, grătare cu mititei, cum se întâmplă la 1 mai, Uh, pe un col, deci, aceeași calitate, deci mititei de la aceeași calitate, toate aceleași lucruri, aceeași firmă, da? Se face, dacă stăteau trei aici, mai veneau cinci în spate la stora, iar în partea alaltă nu stătea nimeni ca să ia... Deci mai bine făcea ăsta coada, dar l-a văzut pe la în față care stă la coadă, iar dincolo unde femeia respectivă avea pe și aștepta să vândă, nu era nimeni. Deși, atenție, era aceeași vorba de aceeași firmă. Deci, paradoxurile românești sunt foarte mari și nu le vom... Uh... Elimina noi Nu le vom elimina noi prea curând Bun Apropo de Acest uh, Problema aceasta Ridicată de, de cardurile De sănătate Să știți că sunt mai multe Sunt mai multe probleme uh, Și De ce vă spun acest lucru Citeam într-un ziar uh, Într-un ziar de astăzi citeam și faptul că s-au trezit oamenii care au fost i-a prins unul mai internați în spital că nu mai pot să iasă că trebuie să prezinte cardul de sănătate. O altă aberație care nu mai la gor se poate întâmpla. Dar trecem mai departe, rămânem în, în zona gorșului și nu la uh, nu ne vom referi la principala problemă, știți, pardon, de pe care o abordăm noi și o vom aborda și astăzi. E vorba de situația din CEO. Ne interesează foarte mult, e și logic, de așa aici principalul... E vorba de principalul agent economic al județului Gorj. Și vom vorbi din nou de fotbal, pentru că vrând nevrând trebuie să, facem, trebuie să vedem ce se întâmplă în, în, această, în această situație. De ce vă spun acest lucru? Uh, pentru că fotbalul are uh, are problemele lui uh, și anume uh, o să iau tot din presa, din presa de astăzi uh, știți situația la acest moment la clubul Pandurii se așteaptă vizita unor reprezentanței federației care să analizeze hotărârea luată de acționarii de la Pandurii de suspendare pe trei luni a președintelui pentru suspiciune de blat în meciul cu Universitatea Cluj-Napoca. Vă spuneam la momentul acela, îmi păstrez părerea, o aiureală semnată de acționari, acum au aruncat o piatră, nu știu cum să o scoată și cei care vor pierde sunt iubitorii fotbalului de la Gorj, inclusiv echipa Gorjan. Dar asta e ca o paranteză. Uh, declarațiile membrilor asociați de la Pandurii, care au târât clubul într-un mega scandal, au continuat și ieri, de fapt și astăzi, uh, și membrii ALGA, cel puțin o parte din ei, recunosc că l-au revocat pe Eugen Pârvulos cu fără niciun fel de probe și dau vina pe presa care, ar fi, care a lansat subiectul blatului din meciul cu Universitatea Cluj. Asociații de la club așteaptă o comisie... De la federație care să dea repede un verdict să închidă scandalul. 3 din cei 4 membri aga care au votat revocarea, cred acum în nevinovăția lui Părvulescu, titrează astăzi colegii de la Pandur. Păi, acum vreau să vă spun un lucru. Uh, nu cred că federația va veni la Târgu Jiu sau un reprezentant, nu cred că se poate amesteca să dea un verdict, ar fi o mare prostie. Pe de altă parte, uh, mega uh, uh, scandalul. Uh, S-a produs foarte ciudat ci că pe baza unor articole de presă. Bun, dar dacă luăm presa și citim, presa din Gorj nu mai refer la asta, citim de multe, ce multe se întâmplă în, în CEO, de exemplu. Citim diverse lucruri, dacă luăm presa, da? Păi, dacă ar fi să ce scrie acolo, Laurențiu Ciurel trebuia să, să, fie, să fie ajuns deja în Australia. E bine mersi, deci n-a luat în seamă niciun articol, da? Citim că se întâmplă și nu știu ce și nu știu cum. Nu se întâmplă absolut nimic. De ce tocmai la fotbal? De ce tocmai acum? Bun. FRF s-a autosesizat în cazul acuzațiilor de blat care au condus la suspendarea lui Eugen Pârvulescu, așa cel puțin spun asociații de aceste panduri, și vor trimite această comisie la Târgu Jiu. Acum vreau să vă spun că inclusiv eu am fost comentat pe Facebook despre faptul că, vezi, Doamne, nu nu Laurențiu Ciurel ar fi factul, factorul determinant care ar fi determinat și na, e repetiție intenționată, debarcarea lui Pârvulescu. Unii. Chiar ziariști din presa locală mi-au spus că sunt alții și nu știu ce. Eu rămân la părerea că el e principalul vinovat și v-am spus de ce. E vorba de acel Dorin Ioana care uh, conduce clubul din punctul de vedere administrativ. Uh, bine... Președintele Consiliului Județean îl apără și spune așa, Dorin Ioana nu are nicio legătură cu fotbalul. Asta știm și noi. Dorin Ioana este cel care se ocupă cu banii ca banii să fie cheltuiți cu procedură legală și cu destinație foarte clară. El nu ia niciun fel de decizie în legătură cu partea sportivă, iar cu asigurarea plăților consultă membrii fondatori. Nu trebuie să uităm că vechea conducere a dus clubul la fali în faliment. La ora actuală, clubul are obligații față de stat și există un dosar în treaba asta. Noi nu mai vrem să se repete acest lucru, vrem să cheltuim banii puțin și eficient. Cei care spun că Ioana este organizatorul activității sportive nu știu despre ce este vorba sau sunt de rea credință. De activitatea sportivă se ocupă Stelescu, a declarat Ion noi. Bun, am aflat acest lucru, v-am dat și noi informația acum câteva zile. Bun, dar fiind omul cu banii, eu tot aud chestia aceasta, mamă că se cheltuie banii mai bine, nu știu ce și nu știu cum. Păi stați puțin, apropo de transparență. Echipa asta a luat niște bani de la UEFA și sume mari. Echipa asta are datorii la jucători. Echipa asta nu stă foarte bine financiar, cel puțin de când a venit domnul Ioana ăsta de de adus, știți că ăla cu, e tipul cu condica, că cred că e singurul, singura măsură care a luat-o la pandurii de s-a văzut în sensul pozitiv, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. Bun, dacă e un administrator atât de bun, dacă banii respectiv sunt atât de bine administrați, poate ar fi trebuit să vedem și noi niște transferuri, să fi fost salariile la zi și altele, n-am văzut. Ba din contră, suspectăm jucătorii că au făcut blat și alte aberații de acest gen. Apropo, mai întreb o dată, am avut câțiva jucători, de fapt de asta a fost adus de Iordonescu, și o repet, pentru ca câțiva dintre jucătorii bune a echipei să fie ridicați puțin și cu naționala, și cu jocul, și cu rezultatele să-i poată vinde pe bani mulți. În momentul când ai aruncat bomba blatului, Vreau să vă spun că de la Roman și până la ceilalți, bine, unii sunt împrumutați, cota lor a scăzut. Îi mai dai, dacă sunt blatiști de la Târgu Jiu, de ce te să-i mai dai la altă echipă sau cine ți-i cumpără? Nu e adevărat. Eu rămân la părerea că Blatul nu se susține niciun punct de vedere, mai ales că atenție. Și cu cine ai fi făcut Blat? Cu Universitatea Cluj care nu are bani să întrețină pe ea, știți că e o echipă în insolvență? Mă îndoiesc. Mă îndoiesc sau e atât de mare foamea la Târgu Jiu încât o sumă modică care să zicem ar fi putut -o mobiliza să, cei de la Cluj ar fi adus, ar fi adus o soluție de genul ăsta. Deci eu mă îndoiesc de chestia asta, dar rămâne să vedem. Am vorbit de, de fotbal, nu puteam să nu trecem și la situația din complexul energetic Oltenia, mai ales că aici avem <laughs> știți cum titrează presa de astăzi și asta mă refer atât la presa centrală cât și la presa locală. Haos în ce Și de ce n-ar fi așa? Deci orice măsură care s-a luat în complexul energetic Oltenia a fost de un amatorism de cea mai pură uh, speță. Deci, practic, noi nu suntem în stare să facem nimic la nivelul complexului. Apropo, că mi-aduc aminte, s-a încercat i-ai schimbat de pe unii pe alții pe funcții, i-ai dus pe aia care și-au făcut studii superioare în perioada când erau deja angajați pe vechile posturi. Ai ținut oameni, zeci, sute de oameni, ai ținut degeaba de a-i plătit luni de zile prin sălile de apel. După aia ai făcut divizia de pază, care divizie n-a rămas decât cu vreo 100 de oameni și divizia respectivă nu funcționează. Plătești un director cu foarte mulți bani pentru poziția respectivă. Și multe alte măsuri manageriale, private, la nivelul CEO. Dar, haideți să vă, să vă spun ce se întâmplă. Unii ai companiei au primit preavizul de la executorul judecătoresc. Spun unii lideri de sindicat. Aceasta este o premieră în istoria companiei, trimiterea preavizului cu executorul. În plus, la lista de concediați se mai lucrează și acum, pentru că tot apar persoane care pot demonstra că nu îndeplinesc condițiile de pensionare și trebuie găsite alte persoane care să fie date afară. De asemenea, unii angajați au primit preavizul, dar nu trebuie să vină la lucru. Iar alții își fac programul normal. Corneliu Gârjoabă, de exemplu, titrează colegii de la Panduru, este perista de concediați, dar după preaviz va da complex în judecată. Nu poți să dai afară persoane din conducerea sindicatului, ei știu că o să câștig. Asta e, stau acasă și apoi dau judecată. Eu știu că o să câștig, nici nu, ni nu știu, de ce fac acest lucru. Sunt acasă în preaviz, mă duc la serviciu în ultimile 5 zile, a spus gârjoabă. Alții își fac preavizul la serviciu, astfel conducerea companiei a împărțit preavizul în funcție de persoane. Pe lista de concedieri se mai află o categorie de personal care nu deprinește niciun criteriu pentru a se afla acolo. Este vorba despre angajații care s-au aflat în condica celor aflați în curs de plasare. Oamenii au făcut sesizări la inspectoratul de muncă, iar acum se află în negocieri cu societatea pentru a primi noi posturi, pe care le vor primi, susține directorul de la Departamentul de Relații cu Munca. E vorba de Ion Rușeț. Păi, aici este o situație cel puțin cel puțin ciudată. Dar să știți că Gârjoaba are, are dreptate. Și anume, liderii de sindicat aleși. Nu pot fi concediați. Nu pot fi dispuși. Nu intră în niciun domeniu. Liderii de sindicat nu intră în discuții. E adevărat, sindicatul gârjoapă numără vreo, nu știu, câte, câteva zeci de salariați, ceva de genul. Dar este un sindicat legal constituit. El apără interesele oamenilor respectivi. Deci pe, oameni, pe liderul respectiv nu-l poți concedia. Din ce știu eu. Și va câștiga în instanță cu siguranță, aici are dreptate. Și nu e numai el, e și uh, cel care a făcut uh, grevă până astăzi, șase zile de grevă a foamei, sunt și alții. Deci e o problemă. Dar eu stau și mă întreb, apropo de chestia că schimbăm lista de la o zi la altă. Mă frate, e un departament de resurse umane destul de mare la nivelul CO-ului. Adică sunt oameni de care, pe lângă ăștia parașutați acum, într-un fel sau altul, prietenii știu de ce, cum spunea o celebră reclamă la o bere, se cunoșteau între ei, adică aveau o bază de date. Să nu știi că ăla poate să iese sau nu poate să iese, nu îndeplinește condițiile, mi se pare o aberație. În ce alt sector? Hai să luăm în altă părți asta. Toată lumea are o evidență a salariului. Adevărat, nu mai sunt acele carnete de muncă. Dar sunt alte. Ia registrul salariaților, salariaților, îmi ce scuze. Deci, automat, poți să găsești ce și cum. Deci îl pun pe listă și apoi văd că nu te condițiile ca să facă o cifră. Sau bun, această aberație de este. putea să nu fie la întâi mai, era la întâi iunie și o pregăteai ca lume. Deci a trebuit să o facem și să te, să te acoperi de ridicol? Plus că mai e o chestie și aici are dreptate cel care făcea dreva ieri nu contează pentru ce o făcea, și anume, dacă avem salariați și că ar fi peste 1000 care au luat o ordonanță ca să plece din întreprindele miniere, mi s-ar părea normal că ăia să plece și acum. Deci au mai luat bani o dată pentru disponibilitate, au fost readuși, mi s-ar părea de bun simț să plece, să fie forțat să plece din, din companie. Numai că ei care au fost reangajați, mi se pare mie că pile și alte lucruri sau poate carnet de partid foarte greu pardon, foarte greu de mutat din loc, părerea mea. Deci, preavize cu executorul judecătoresc numai la noi se putea întâmpla. Uh, Apropo de acest lucru, într-adevăr, lista di disponibilizațiilor din ce Oltenia rămâne deschisă, deși preavizile au fost emise. Administrația anunță că nu are încă o listă finală, dar și că va mai negocia cu federațiile reprezentative la nivel de sector, noi criterii de scoatere de pe lista concedierilor colective a unor salariați. Aproape 2000 de mineri și energeticieni. Pleacă totuși de la 1 iunie acasă. Uh, între timp, cei disponibilitatea au înaintat dosare de pensii și cam la toți Casa de Pensii Gorj le-a respins cererea de pensionare pentru care administrația va trebui să-i scoată de pe lista neagră. Deci aici, uh, bun, aveai o listă încoată, coată, te duceai verificai la Casa de Pensii. Nu e în regulă această chestie să te duci, adică spun omului, te dau afară, poate chiar și el de acord, ești la pensie și apoi să te trezești că nu se poate. Iar acum nu mai e problema că dacă înainte plecau cu 12, 16 salarii sau câte au mai luat de sume, ori sume destul de mari, acum se pleacă pe o sumă modică, așa că nu se pune problema ca oamenii chiar să plece de bună voie sau să fie atrași măcar de suma aceea să plece, să plece acasă. Această situație însă este de o gravitate foarte mare pentru că nu suntem în stare să gestionăm uh, uh, acest să gestiona această situație și mai ales, atenție, cred că liderii de sindicat ar fi trebuit să se implice în acest lucru, pentru că ei cunosc foarte bine situația oamenilor din subordine și cred că îi pot, le pot apăra interesele foarte bine. Nu știu ce au fost, că din câte am înțeles, liderii de sindicat au fost de o parte, cel puțin unii dintre ei, de această concediere. Cred că era mult mai bine dacă erau consultați și consultați cu adevărat. Bine, unii spun că au fost consultați, alții nu vor să recunoască, să nu știți relațiile cu compania, dar, dar, dacă ar fi fost consultați cu adevărat, eu zic că lucrurile s-ar fi desfășurat într-un alt, într alt mod. Părăsim pentru ultimile minute Gorju pentru a ne îndrepta atenția spre știrile centrale. Uh, și, bineînțeles, cea mai tare telenovelă este cea, cea bineînțeles, legată de primarul de la ea și, și uh, iubita sa din, din primărie. Uh, vreau să vă spun că astăzi e, au ieșit și părinții persoanei respective, lui Adina Samson, părinții acesteia au fost și ei afectați de problemele mari pe care le-a avut fata lor. Cităm, anul trecut la sfârșitul anului el a început să o preseze să o hărțuiască, ea a spus lasă-mă în pace, el a continuat. A dat telefon de la poliție pentru că au venit niște derbedei pe aici să o amenințe s-a dus la poliție, a dat telefon la 112, a zis du-te la parchet, s-a dus la parchet la Iași și, și mă așteptam să-l cheme pe criminalul acesta nenorocit. Parchetul și justiția nu a făcut nimic și s-a dus la DNA la București și aia și-au făcut treaba și-au făcut interceptările. A fost și poliția de la circulație aici, în fața blocului. O mașină era pe dreapta, una pe stânga. Aici e sens unic. Cum să stai tu polițist la sens unic la intrare de la circulație? Erau câte două mașini de la inspectoratul județean de urmăreau și o să aici pe balcon și fumam o țigară și beam o cafea și îi spuneam lui nevastea mea, uite ăștia stau chiar la intrare, cum să intre mașinile pe interzis. Stau câte doi și se mai plictiseau, mai ieșeau pe afară, bla bla bla. Uh, acum, bun, uh, că a fost amenințată, că sunt înregistrări, e normal, deci nu se fac aceste lucruri, e de condamnat primarul primarul de la Iași. Însă, apropo de acești, de acești părinți, hai da, da, cum e... Deci au încurajat o asemenea relație, din câte am înțeles relația ei de vreo 10 ani, în 10 ani nu i-a deranjat nimic, apropo de criminalul ăla, apropo de citat, cu ghinimele de rigoare. Ea, a crescut ca viteazul din poveste, angajată în primărie, urcată mare directoare și nu știu ce, pare pun pariu că nu cred că îndeplinea condițiile, de asta eu ca o paranteză. Și după aceea au apărut problemele. Dar asta este mai mult, apropo, Adina Sarsoni, iubita primarului Gheorghe Negheia, și caută perechea pe site-uri matrimoniale sătulă de urmările, amenințările și gesturile de violență pe care le avea primarul, ea își caută activ un alt iubit pe site-urile de specialitate. De preferat cu funcție bani și undeva peste 50 de ani. Bănuiesc că asta, asta au fost criteriile, nu? Deci, iată, apropo, pe unul din site-uri, Adina Samson caută bărbați singuri cu vârste între 23 și 52 de ani, inclusiv pentru a-și face noi prieteni. Acesta s-a logat ultima oară pe 16 martie, perioada în care Nikita încă urmărea. Bine, iubita lui Nikita își caută și un nou loc de muncă. Acum vreau să, să vă spun apropo de cont, că e șefa, șefa serviciu managementul calități și control intern managerial. Apropo, acestea știți că sunt funcții... Asta controlul managerial intern e acum de de curând băgată prin asta, deci iar averea ei a crescut așa, deci mașină de 13.000 de euro, bijuterii de 7.500 și asta la vreo 40, la vreo 400 milioane salariu într-un an. Foarte interesant. Deci și bănuiesc că sunt și alții bani care a câștigat și foarte interesant. Deci primarul de Iași din câte am înțeles, ar fi vrut să se, să se căsătorească cu ea. Deci a avut-o inclusiv la reuniunile PSD-ului din toamna trecută, prezentată ca și viitoarea doamnă Nechita. Bine, nu că aprobăm asemenea lucruri, dar știți cum e. Această situație, chiar dacă vorbim de un primar, de un vicepreședinte PSD, unul chiar foarte influent, Trebuie privită și prin relația interumană, deci până la urmă știți cum e. E adevărat, sunt foarte multe drame, familiare sunt, dar în momentul când unii le și provocă, nu sunt atât de compătimite, atât de rău cum au încercat. Noi aceea privim practic televiziunile și toate s-au plasat pe două paliere. Deci, e mai accentuată partea politică decât partea strict umană, partea de relație. Mie mi se pare mai interesantă cealaltă, chiar chiar dacă cu siguranță a făcut și alte lucruri. Deci cu siguranță vor, va avea și alte probleme din ce se aude, nu se nu se pune problema să, să nu fie, să de condamnat în această relație. Pe partea cealaltă, vă spus ei, și dacă ar fi să-i luăm apărarea tinerii, am avea o altă problemă, aceea că, și sunt foarte mulți din ce am văzut pe net, care o condamnă pe ea în ideea, această relație a încurajat-o, a și apoi, dintr-o dată, a făcut alte lucruri. Dar, în fine, asta e altă treabă. Uh, acum vreau să vă spun că din informațiile care circulă uh, uh, pe net, uh, adică și nu, nu mai apărăs, uh, uh, vreau să vă spun că am început cu Baxi și nu mă pot decât să mă întorc la el, pentru că... Uh, Astăzi, chiar în această seară, a ieșit la televiziuni ministrul Eugen Orlando Teodorovici ca să ne explice cum e chestia cu Baxișu. Că știți că ieri l-au luat ziariștii, l-au întrebat cum plătește și nu știu ce, și a avut surpriza, deci a dat-o și el la întors, a început să a scăpa cu o glumă, că, vedeți, nu prea avea cuvintele la el să explicațiile la el. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat astăzi că există zone ale economiei în care nu se poate reglementa 100% impozitul pe baxiș. Uh, și apropo de ce vă citeam mai devreme cu ce am început, ce spunea Lăzăroiu, fostul consilier prezidențial, cu baxișul la pizza, iată ce ne explică, ce ne explică Eugen Teodorovici. Cităm. Cel care primește acasă pizza nu trebuie să meargă el mai departe cu cel care a dus pizza pentru a se convinge că pe bunul de casă va fi bătut baxișul. Cel care livrează acel aliment, dacă primește o astfel de sumă, la momentul la care ajunge la sediu, atunci are această obligație legală să marcheze pe, casă pe casa suma primită ca baxiș. Sunt zone pe care nu putem găsi, uh, găsi printr-un act normativ o reglementare 100%, cum e livrarea de pizza acasă și taxi, a spus Teodorovici la Paratul Parlamentului. Păi bine, bănea, caisă, mai e și ministru. Deci, el are obligația, să pună baxișul. Păi și dacă are obligația? Cum îl verifici? Și până acum exista o obligație, nu neapărat cu bașul, dar celălaltă să evidențiezi. De ce ai mai făcut anaf -ul? Cetățenii, agenții economici, au obligația să evidențieze toate operațiunile. Atunci de ce mai avem nevoie de anaf Deci când vorbește gura fără cap, iată ce poate să iasă și asta de la ministru, dar asta e altă treabă. El a adăugat că în România există o inventivitate dusă la extrem în domeniul plătirii de taxe, iar taxarea bacșișului a fost cerută din piață. Hai da de. Cităm. Au fost luate în discuție exemple din alte state europene, din afara Europei. Atenție, din afara Europei. Așa. Modul în care acolo bacșișul este reglementat și impozitat. Din cele existente pentru România, asta a fost măsura care, care asigură o abordare cât de cât echilibrată în toate în toate celelalte propuneri, a menționat ministrul Finanțelor. Teodorovici a precizat că s-a luat în calcul includerea baxișului în nota de plată, dar atunci s-ar fi aplicat inclusiv TVA de 24%, la suma care s-ar fi impus în mod obligatoriu, legal, scoaterea baxișului din buzunarul omului, ceea ce nu este corect. Au fost multe discuții. Au fost multe discuții pe, te pe tema asta, orice idee, orice propunere trebuie să fie luată în calcul și vom putea veni, cu astfel de modificări, pe care trebuie să le regl reglăm din mers. Este un pas foarte mare față de ce a fost înainte, dar nici vorbă să poți regla absolut toate posibilele spețe, a conchis Teodorovici. Bun. Acum vreau să vă spun. Noi așa avem măsurile din România. Știți cum se ia. Foarte simplu. Întâi luăm măsura și apoi avem consecințele și atunci încercăm să găsim reglementări. În orice țară din lume, orice țară normală. România nu face parte de să nu avem dubii, în momentul când gândești o asemenea operațiune, ai un studiu de impact, ai tot de celălalt, și băi, dacă iau măsura asta, se va ivi asta, cum să o reglementez pe asta și tot de la celelalte. De fapt, peste tot în România se fac niște analize de risc, sau cel puțin ar trebui să se fac. Din păcate, iată, finanțele care ar trebui să fie primele care să le aibă, nu au asemenea lucru. Uh, și vă spuneam de situația de situația aceasta, avem partea cea mai, răspunsul acesta cu pizza este explicabil, dar sunt și multe altele. Deci într-un local poți să faci să zicem un bond, dar celelalte nu poți sau într-un magazin. Iar acele caiete speciale, carnete speciale în care să-ți notezi banii proprii când vii la magazin, și dacă vine controlul, sunt niște aberații. Deci, baxișul în România nu se poate impozita și, de, de fapt, de aia e baxiș. Dar, o să se convingă guvernanții noștri peste ceva timp, după ce se vor acoperi de, de ridicol cu această măsură, dar știți cum este, până ne convingem să ia orice măsură. E cumva, și aici cred că au dreptate și ca să puțină disperare în sensul de a strânge cât mai multe venituri la, la buget. Pe de altă parte, sunt, sunt însă și lucruri foarte normale pe undeva. Acum vreau să vă spun, am lăsat mai pe finalul emisiunii, câteva reglementări și una dintre ele foarte importante de la Comisia de Cod Electoral. Unele reglementări au fost, sau unele măsuri, au fost luate chiar astăzi, niște propuneri. Comisia Specială Parlamentară pentru Elaborarea Legilor Electorale a adoptat un amendament la legea alegerilor locale care prevede dreptul cetățenilor Uniunii Europene de a fi aleși primari. Atenție! În forma actuală a legii, așa cum a fost adoptat de Senat, articolul 5 prevede cetățenii Uniunii Europene care au domiciliu sau reședința în România au dreptul de a alege sau a fi aleși în aceeași condiții ca și cetățenii români cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi. Cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleși numai în funcția de consilier local și consilier județean. În sensul prezentei legi, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, pardon la propunerea președintelui Comisiei de Cod Electoral, Mihai Voicu, completat de Ioan Ultean, s-a votat modificarea articolului 2 astfel. Și atenție! Cetățenii Uniunii Europene au dreptul să fie aleși în funcție de primari, consilieri locali și consilieri județeni. În acest moment sunt doar trei țări din UE care nu permit alegerea cetățenilor inclusiv în funcția de primar, România, Grecia și Bulgaria. Propunerea pe care o fac este să ieșim din acest grup de trei țări, a declarat Voicu, și eu cred că este corectă. Acum vreau să vă spun un lucru. Cred că avem încă probleme din punct de vedere electoral pe o altă, pe o altă situație. Și anume, dacă la noi, să spunem, ai domiciliu la cucuieții din dial, nu poți candida la primărie decât la cuieții din dial. Deși tu poate vrei să candidezi la Târgu Jiu sau poate ai chiar uh, o reședință pe raza Târgu sau pe raza altui oraș. Pe de altă parte, ești, ai domiciliu pe Târgu Jiu și vrei să candidezi în nu știu care comună. Cu, ai vreo legătură cu ea, că nu te duci de nebun să candidezi la o localitate în care nu știe nimeni de tine, că oricum nu te alege nimeni. Deci eu nu cred că ar mai trebui să limităm acest lucru de domiciliu, deci să condiționăm de, aceasta, de această chestie de domiciliu. Cred că ar fi mai, mai relevant această situație. Bun, dacă, cum este la Consiliul Județean, deci să fie aceeași reglementare și pentru alegeri locale. Adică dacă eu am domiciliu pe Gorș, oriunde în județul Gorș, sunt cetățean al Uniunii Europene, da? Oriunde în județul Gorș să pot să candidez. Dacă vreau să mă duc la primar, la primar să candidez, dacă vreau la consilier. Așa mi s-ar părea corect. Cum dacă un francez, membru al Uniunii Europene, dorește să vină, să devină membru al... adică să candideze în România. Vrea un spaniol, zice el, bă, nu mai stau la Granada, la mine vin la Gorj. Să poate candida oriunde, deci mi se pare normal. Adică vrea să candideze la Târgu Jiu, să concureze pe, pe domnul Cârciumaru. Nici o problemă, vine și candidează aici. E, noi aveam această legislație care limita foarte mult uh, aceste lucruri. Iată că, încet, încet, intrăm și noi în Europa, cel puțin din acest, uh, din acest punct de vedere. De fapt, uh, modificarea legilor electorale se impunea și iată că, încet, încet, uh, ea se și uh, produce. Uh, sunt... Uh, Acum, apropo de, de istorie, în, în, acest an, chiar acum în luna mai, se sărbătoresc 70 de ani de la finalul celul de-al doilea război mondial, eveniment extrem de important, pe domeniul istoric vorbesc. Sunt 70 de ani de istorie, sunt 70 de ani de drame, cel puțin pentru românii, care au suportat rigorile comunismului. Dar, apropo de acest lucru, reținem un material foarte interesant apărut pe media, și anume Gheorghe Lătescu semnează astăzi un material despre cum a fost jefuită România de ocupații sovietici în anii 1945-1958, adică perioada când România s-a aflat sub ocupația armatei sovietice. Important de reținut, armata sovietică s-a aflat în România până în 1958, primii ani după 1945, având baze inclusiv în județul Gorș. Uh, trupele, practic nu suntem printre țările care trupele sovietice au rămas destul de mult, sunt țări însă care au rămas chiar până în 89. Uh, în anul uh, 1993, recretatul Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținut Politici în România, fiind senator, a avut acces la unele arhive secrete și a descoperit textele pe, uh, despre um, atât despre genocidul comunist din România, cât mai ales despre cum a fost uh, uh, jefuită România în perioada respectivă. Reținem așa o scrisoare a primului ministru uh, pe atunci, dr. Petru Groza, și a ministrului afacerilor externe, Gheorghe Tărescu, către generalul colonel Ivan Susaikov, vicepreședinte al Comisiei Aliată de Control din România. Uh, Scrisoarea datată la 11 martie 1946 spune așa. Domnule, în vederea îndeplinirii obligațiile care decurg din Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944, poporul român și-a mobilizat întreaga economie națională. Întreaga producție a țării a fost adaptată la încezătățile care rezultă din această convenție și toate, le mijlo și toate mijloacele financiare au fost alocate pentru plata obligațiilor cerute de îndeplinirea cu scrupulozitate al clauzelor sale. Atenție! În timp ce România deja avea o mare problemă cu seceta, era după război, în România se murea de foame. În perioada începând cu 12 septembrie 1944 până la 31 ianuarie 1946, guvernul român a adunat suma de uh, 1263 de miliarde lei uh, pentru a face față obligațiilor care decur din Convenția de Armistițiu, precum și acordul semnate la Moscova în septembrie 1945. Acest efort financiar din partea guvernului român uh, era prezentat chiar într-un uh, într tabel în care arăta sumele foarte mari plătite de statul român în contul datoriei, chipurile datoriei, obligațiilor de război, că noi am luptat pe frontul antisovietic. Apropo, Germania n-a plătit acele, uh, acele obligații, deși ea a făcut cele mai mari distrugeri. Deci, dacă noi am plătit o sumă echivalentă a vreo 3 miliarde de euro. Către Rusia, ca despăgubire de război, mă gândesc cât ar fi trebuit să plătească Germania în contul acelor despăgubiri. Uh, Examin, mai spunea această scrisoare că. Uh, Sumele erau acoperite din încasări fiscale și alte venituri permanente. În timp ce restul au fost acoperite prin împrumuturi și alte mijloace ale trezorării, și în special prin noi emiteri de bannote de către banca națională. De asta a și dus moneda în jos la vremea respectivă. Evoluția emiterilor de bannote foarte interesantă. Deci banca națională pe perioada începând cu 1 septembrie 1944 și până la 23 februarie 46, a făcut următoarele. A emis următoarele bannote. 1 septembrie 44 228,4 miliarde lei 31 martie 45 437,3 miliarde de lei 31 decembrie 45 1212,9 miliarde lei 23 februarie 1946 1347, 1348,0 miliarde lei deoarece efortul financiar făcut de statul român pentru îndeplinirea obligațiilor ce decur din Convenția de Armistițiu este exprimat în lei, care au o putere valabilă de cumpărare în perioada începând cu august 44 și până în ianuarie 46, este necesar să fie suma convertită în dolari, spunea atunci primul ministru. Și apropo de plățile în natură, cred că asta mi se pare mai relevant având în vedere că nu știm schimbul acela de monedă, deci s-au plătit până la 31, atenție, s-au livrat către Rusia până la 31 decembrie 1945. Rețineți cifrele că sunt impresionante. 317.000 capete de vite. 306 vite mari, vreau să zic. 365.000 oi. 135.000 de porci. 120.000 de cai, 608.000 tone de cereale, 3.611.000 tone de nutreț, 94.000 produse petroliere și 557.000 metri cub de cherestea. Deci iată ce plăteam noi, ce plătisem noi doar în câteva, o, un an și ceva, față de față de URSS. A, apropo de petrol, producția de țiței 1939, considerată drept normală, a fost de 6.240.000 de tone. Datorită scăderii normale a producției de țiței, precum și în urma pagubelor suferite de industria petrolieră, Română și a lipsei de echipament de foraj necesar, producția de țiței în 1946 a fost evaluată la numai 3.600.000 de tone, deci la jumătate. Necesarele minime de petrol pentru 1946 sunt 1.700.000 de tone pentru consum intern, 1.700.000 pentru obligațiile din armistițiu, 200.000 de tone livrat în Rusia conform acordurilor la Moscova. 100.000 tone pentru a îndeplini alte obligații. Deci dacă vedem că dăm, dăm mai mult către, mai mult către partenerii străini decât către, decât către țară. Ce vreau să vă spun, am depășit puțin timpul, v-am făcut și un recurs la istorie. Vă mulțumesc pentru atenție, mâine seară ne întâlnim din nou la ordinea de zi. La ora 19. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!